Cum să faci față stresului financiar? Dacă îți faci griji cu privire la bani, să știi că nu ești singur. În această perioadă când prețurile la energie ne fac să tremurăm și prețurile la unele alimente au crescut chiar mai mult decât dublu față de la începutul anului, multe persoane sunt prinse ca într-o menghină a stresului financiar. Ca orice alt stres, stresul financiar se răsfrânge asupra sănătății fizice, asupra relațiilor și asupra calității vieții în general, dar cu siguranță ne afectează stima de sine, somnul, nivelul de energie. Dacă stresul financiar se prelungește, se poate intra într-un cerc vicios destul de nedorit. Problemele financiare pot genera sentimente de anxietate sau depresie. Apoi, pentru că starea de bine mentală este în declin, lucrul acesta ne poate slăbi capacitățile de gestionare a banilor. Va fi mai dificil să ne putem concentra sau vom avea mai puțină energie să urmărim facturile care vor începe să se îngrămădească. Și asta va duce mai departe la mai multe probleme financiare care vor înrăutăți situația sănătății mentale. Dar să nu disperăm. Indiferent de cât de întunecată poate fi situația ta în momentul ăsta, există căi de ieșire. Iată 4 strategii care te vor ajuta să ieși din acest cerc vicios, să-ți ușurezi povara financiară și să găsești stabilitate și siguranță în aceste vremuri tulburi. 1. Nu suferi în tăcere. Vorbește cu cineva. Când avem probleme financiare, tindem să credem că e o rușine să te plângi de așa ceva. Însă pentru că provocarea prin care treci are legătură cu ce se întâmplă în toată lumea, e mult mai ușor ca ceilalți să te înțeleagă. Când ții problemele financiare doar pentru tine, acestea vor părea din ce în ce mai grele, mai mari, mai amplificate. Însă când împărtășim povara cu încă cineva, problemele financiare nu mai par atât de intimidante și asta ne poate ajuta să prindem o perspectivă nouă. Vorbește cu niște prieteni care, chiar dacă nu vor putea să te ajute să ieși din necaz, măcar să te poată asculta fără să te judece. Fii deschis cu familia ta și împărtășește-ți temerile cu sinceritate. Pe lângă asta, încearcă să găsești consiliere profesionistă. Există organizații care pot oferi consiliere gratuită. Există e-book-uri gratuite din care poți lua informații, există videouri disponibile pe YouTube care te pot ajuta, chiar și acesta. 2. Înregistrează-ți toți banii. Primul pas pe care poți să-l faci este să îți formezi o imagine cât se poate de realistă asupra situației tale financiare. Câți bani intră, câți bani ies și pe ce? Câte datorii ai? Există numeroase aplicații de gestionare a finanțelor care te-ar putea ajuta să-ți înregistrezi totul foarte ușor. Înregistrează fiecare venit de bani. De fiecare dată când primești niște bani, scrie-i. Vei ști mult mai clar câți bani ai la dispoziție. Dacă aveți bani împreună în familie, înregistrați veniturile familiei la un loc. Înregistrează toate cheltuielile, inclusiv cele mici, pentru că pic cu pic se adună. Înțelegerea cât mai exactă a modului în care cheltuiești bani este un element cheie pentru crearea unui buget și a unui plan financiar. Fă o listă cu toate datoriile tale, inclusiv facturi și taxe neplătite, datorii la instituții și la prieteni, datorii de pe cardurile de credit. Identifică apoi modele de cheltuială și declanșatori emoționali pentru cheltuieli. Când cheltui mai mult? În ce condiții cheltui necugetat? Ce sentimente ai când mergi la cumpărături, dar când vii de la cumpărături? Începe să faci mici schimbări. Există cheltuieli la care poți renunța? Există abonamente fără de care poți trăi? Poți să faci mâncarea de acasă în loc să-ți cumperi din oraș? Începe să elimini cheltuielile emoționale. Când vezi reduceri, îți dă lucrul acesta impresia că trebuie neapărat să nu ratezi oferta? Cumpărăturile impulsive ne pot ruina bugetul, mai ales dacă avem la îndemână un card de credit. Ca să elimini cheltuielile emoționale, fă-ți o regulă să aștepți 24 de ore după ce ai văzut ceva ce vrei să cumperi, deseori noaptea e un bun sfetnic. 3. Fă-ți un buget lunar și ține-te de el. Un buget este un plan de venituri și cheltuieli. Dacă ai venituri cât se poate de fixe sau previzibile, e mult mai ușor să faci un plan pentru că îți poți limita cheltuielile la o sumă care să nu depășească veniturile. Primul lucru de care ai nevoie să-l pui în buget este o sumă lunară pe care o pui pentru stingerea datoriilor. Ideal ar fi minimum 10%. Puneți facturile pe care le ai de plată, abonamentele și alte cheltuieli cât care sunt fixe. Gândește-te la cheltuielile anuale, cum ar fi asigurarea de mașină, și include-o în bugetul lunar, împărțind suma pe care o ai de plată anual la 12. În felul acesta vei ști cât ai nevoie să pui lunar într-un plic pentru a plăti factura fără dificultate în momentul plății anuale. Paranteză.
Dacă îți place să lucrezi direct prin banking online, setează niște plăți automate. Facturile se pot plăti automat prin direct debit. De asemenea, multe bănci oferă posibilitatea să-ți faci conturi separate câte vrei pentru diferite plăți, domenii, spre care poți să direcționezi banii automat. După ce ai făcut lista de cheltuieli anterior, vezi cât merge pe lună pentru cheltuieli alimentare, pentru igienă, pentru necesități zilnice. De asemenea, lasă loc pentru cheltuieli neprevăzute. Aici pot intra posibilitatea să te îmbolnăvești, tu sau cei din familie, și e nevoie să cumperi niște medicamente. Ți se strică frigiderul și ai nevoie urgentă să cumpere altul. Dacă ai un buget pentru cheltuieli neprevăzute, dar urgente și extrem de necesare, vei avea acei bani albi pentru zile negre. Nu neglija acest aspect. Nu te atinge de banii aceia decât pentru lucruri cu adevărat importante care nu pot fi amânate. După ce ai făcut bugetul, ține la îndemână și monitorizează în continuare cumpărăturile ca să știi întotdeauna câți bani mai ai și dacă e nevoie să renunți la anumite cheltuieli ca să te poți încadra în buget. Și 4. Gestionează-ți stresul în general. Dacă începi să faci aceste schimbări de care am vorbit anterior, stresul nu va dispărea peste noapte. Și nici problemele financiare nu vor dispărea din senin, pentru că trăim într-un climat economic în care dificultățile vor continua pentru o perioadă de timp. De aceea e important să poți să-ți ușurezi nivelul de stres și în felul acesta să poți lua decizii financiare mai raționale. Fă mișcare. Exercițiul fizic regulat ajută la diminuarea stresului, amplificarea energiei fizice și îmbunătățirea stimei de sine. Practică tehnici de relaxare. Gândește și găsește-ți momente de liniște în care să faci exerciții de respirație sau să meditezi cu calm și încredere. Implică-te în acțiuni de voluntariat. Când vezi că există persoane mai amărâte decât tine și faci ceva să le ușurezi suferința, asta te va ajuta nu numai să te vezi că nu ești atât de fără speranță, dar va crește stima de sine, îți va îmbunătăți încrederea și te va ajuta să gestionezi mult mai bine furia și anxietatea. Mănâncă sănătos. O dietă bogată în legume, fructe și omega 3 ne pot ajuta să ne îmbunătățim energia fizică și mentală și încearcă să vezi că nu trebuie să cheltuiești o avere pe mâncare sănătoasă. Există și soluții care te vor ajuta să te încadrezi în buget. Și nu în ultimul rând, fii recunoscător pentru lucrurile bune din viața ta. Când mintea e ocupată doar cu neajunsurile financiare, stresul va crește necontrolat. Însă când vezi că există în viața ta lucruri bune, mintea se va umple de recunoștință și de o perspectivă pozitivă. Propune-ți ca să vezi acele lucruri pozitive în mod intenționat, pentru că altfel mintea ta va merge pe aceleași cărări bătătorite de gândire negativă. Sper că aceste câteva sfaturi să te ajute să diminuezi stresul financiar și să-ți construiești siguranța financiară, ceea ce te va ajuta să pui în timp bazele pentru prosperitate financiară.